Săptămâna trecută a fost organizat un protest amplu al angajaților din educație. 15.000 de dascăle au fost prezenți la protestul din capitală, iar mâine va avea loc în școli o grevă de avertisment timp de 2 ore, în intervalul 11-13. Profesorii vor rămâne la catedră, dar nu vor preda în semn de protest. Săptămâna viitoare va fi declanșată greva generală, iar dascălii susțin că până nu vor primi ceea ce au cerut, nu vor da înapoi. Se mai face și o ultimă, hai să zicem, încercare de avertizare guvernanților respectiv a Ministerului de Resort prin această grevă de avertisment care se va desfășura mâine în toate unitățile care aparțin de cele 3 federații, respectiv FSLI, Federația Sindicatelor Unite de Învățământ, Federația Sindicatelor Educație Spirul Mare și Federația Alma Mater, de care aparțin salariații din instituțiile de învățământ superior. Săptămâna aceasta se desfășoară evaluarea națională la clasa a 4-a și urmează cea la clasa a 6-a. Este foarte posibil ca aceste examene să nu mai poată fi susținute de către elevi, deoarece dascălii vor fi în grevă. Mai mult, sindicaliștii susțin că Ministerul Educației i-a ignorat total, lucru ce îi împinge să nu renunțe la revendicările lor, chiar dacă ar duce la înghețarea anului școlar. Totodată, toate sindicatele îndeamnă la unitate și cer dascălilor din teritoriu să nu cedeze. Cu evaluările naționale, atâta vreme cât noi suntem, adică colegii noștri sunt în grevă, rămâne la latitudinea și este și de fapt obligația administrativă a conducerii unităților de învățământ să le organizeze dacă au cu cine. Profesorii cer majorarea salariilor, acordarea salariului mediu brut pe economie pentru profesorii debutanți, indexarea anuală a salariilor cu rata inflației, plata orelor suplimentare, acordarea de sporuri pentru condițiile de muncă, decontarea navetei și investiții în infrastructura de învățământ.